Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like. Suntem 28-0 băieți în draft, 28-0. Avem numai victorii, 7 drafturi câștigate din 7, o grămadă de jucători prin club n-am vândut încă din ei. Mai aștept câteva zile să vând. L-avem pe Ramos, avem pe cineva bun pe aici. În fine, mulți jucători din care zic eu că facem 3-400 de ca lejer după ce îi vindem. De asemenea, înainte să dăm drumul la draft, nu uitați, argol.com/ro, poți să cumperi de acolo o grămadă de articole sportive de super ok calitate. Au și traininguri și Adidas Lifestyle, chestii faine. Linkul e în descriere, 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout. Haide să intrăm, băieți. Bam, să vedem formația pe care o să o folosim. 4-4-2 flat, 4-4-2 holding, 4-1-2-1-2, 3-4, ta-ta-ta, ce să facem? Ta-n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 a-
Hagi, băieții îl iau pe Messi. Îl iau pe Messi, că îl iau pe Messi, că și de Hagi îmi place, dar Messi e un pic mai bun. E, și acum cu cine îl combinăm noi? Merge Higuain, că e argentinian, dar e prăfălie Higuain. Mai degrabă. Iau un Aubameyang și vedem noi după aia cum îi băgăm la chemistry. Sonaldo. Nu pot să-i zic nu lui Sonaldo. Nu l-am avut niciodată, nu l-am controlat niciodată, dar am auzit lucruri foarte bune despre el. Wijnaldum, Pogba, ești nebun. Combinații bune. Bune. Bun, interesant. Verratti, Santi, Iniesta, Alan. Alanică, cum vrug tu tot, cum strici tu acolo, tot chemistry-ul, bosulică. Cross ia pe partea asta cu Messi, știi? Țâc, un pic ia și el. Nu o să-l folosesc pe cross oricum, după minutul 1, că e lent rău. Ce avem aici? Nu merge niciunul, viță, nu merge niciunul. Bă, uite-mă că merge tight asta. Hai, tight-i că vină încoa. Dă-mi un Rusilion, și după aceea dai Varan pentru Pogba. Dinie. Bun Dinie, ok, îmi place. Kuman. Ronald Kuman, da, bun. Îl iau pe el pentru că e icon, știi, n-am cum să nu-l iau. Portărelu, Anglia. Italia, Franța, Ryan Romero să fie. Sperăm, vreau să scot cross cu Messi din primul 11, joc Messi după minutul 1 dacă e. Să văd ce-mi dă Portugal. Mi-a dat Spania, uite și tu. Mă, nu se poate. Wow, nu pot să joc cu așa ceva, vă spun sincer. Belgia, Portugalia, Ucrania. Nu pot, nu se poate juca cu așa ceva, băieți. Îl iau pe gagiul ăsta, stau în lower cam. Nu se poate, pur și simplu. Menie, Joao, Cancelo, Sergi, Roberto, Walker și Azpilicueta. Da, trebuie să scoatem Messi din primul 11. Și îmi iau pe partea asta, într-adevăr, ar merge aici Sergi bine cu Messi. 90, de ce să-l scot totuși pe Sergi? 78, e slab, frate. Băieți, ascultați-mă și pe mine, voi știți, cei care mă urmăriți de mult, nu fac alegeri într-una pentru chemistry. Fac alegerile și pentru binele echipei, să zic așa. Cum să joc eu cu Sergi Roberto? 78 pace, nu se poate așa ceva. De asta îl voi lua pe Walker și văd după aia cum o descurc. Trebuie să fie o posibilitate să o descurcăm. Hai să vedem ce ne mai pică. Spania 1, Januzaj, right winger. Italia 1, Spania 1, tot roagă cu Spania 1, uite. Mi-mi dă picini, hai să-l iau de rezervă, că poate nu-mi dă nimic, știi? Rodriguez, Alaba, Özil, Rodri. Rodri ăsta m-au zis că e bunicel, gagiu. Dacă tot am luat decizia să-l scot pe Messi de acolo, hai să-l scoatem, nu? Scoatem pe Messi de acolo. Băgând pe minutul 1, Salah, bomb. Bomba am zis, bombă este. Este, mă, bun. Trebuie și un CB acum, fundaș. Nei, Kingsley Coman, Iniesta, Nei să fie, da. Siguranță, Sane intră bomba acolo pe stânga, fii atent. Intră bombiță, mă duc în 91. Fundaș central. Avem nevoie de un fundaș central. Am făcut tranziția bine către Premier League. Hector, Bellerin, Tolisso, Muniain, Rui, Patricio și Aurier. Hai să-mi iau un... Fii atent. Iau un Bellerin așa. Bam. Schimb așa.
Bam, 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 suntem în full chemistry. Nu l-am avut niciodată. Băi, de când îl așteptam. Wakefoot 5, Skill Moves 4. De când îl așteptam. Kenny Dalglish. Pino Cao, scoatem pe Aoba, rămâne cu Sonaldo. Și ambii atacanți au 5 stele la Wakefoot. Goie, Bruno, Sancholino, și tu, Sancho, bun și Sancho, mă. Aio, Ioniț, un portar. Stăm într-un portărel. Ne-ar trebui un portărel să îmbunătățim echipa. Portar mai bun decât Romero, da. Marcelo Ramos. Zanetti. Bun, vin încă, n-am cum să te refuz. Spang! Și un portar. Dă-mi un portar mai bun. Problem, problem, my friend. Asta e. Asta e, băieți. Ce să facem? Hai să trec și eu pe Neymar aici. Pe Messică. E și Ioniță. Bun. Și pe Kroos. Scoatem portărelul. 186. Bun. Hai să vedem managerul. Da, uite ăsta de exemplu de aici. Da, avem și Premier League. Bun, luăm pe ăsta de Premier League. Un drabunicel cu Dalglish atacant. Ia să vedem cum e gagiul ăsta. Primul adversar, Pele 95, 4-2-2-2. N'Golo Kante, Parolo, Griezmann. Șmecheră echipă. Șmecheră. Ar trebui să fie gol Kenny Dalglish cu primul gol în această echipă. Super! Hai, Zanetti! Nu, mă, cum ratezi? Erai așa aproape. Oh, dogă e și încă un gol. Ho-ho. Și rage quit. Motor adversar, din nou Pele de 95. Are atacul pe care l-am avut eu în draftul trecut, Neymar. Pele. Nu, am avut Salah în locul lui Messi. Da, asta e diferența. Da, n-aveam voie să ratăm de aici și nu ratăm. Pogba face rapid, rapid de tot, 1 la 0. Încă 1, încă 1, super construit, e 2-0, rapid, rapid de tot. Da, mă, uite, kick-off glitch. Da, 2-2. Nu l-am mai luat în serios după ce am marcat rapid 2-0 și uite ce se întâmplă. Normal că la 2-2, fii atent. La 2-2 noi ratăm. După ce ne-a egalat la 2-0, intră în bară. Nu ratează. Nu ratează Pogbi! Pogbi, facem 3-2. Hai, băieți! Trebuie să fie simplu 4-2. Stă foarte descoperit pe apărare. Ce frumos, lăsăm mingea să curgă. A tras prost mingea înapoi la noi. 5-2. Frumos.
frumos, ne-am păstrat calmul, facem 6-2, joacă mult, mult, mult prea avansat. Oh, rage quit. Era normal la scorul ăsta, mergem în semifinale, băieți. Semifinale, Kenny Douglas, bună formație, 4-1-2-1-2 narrow. Suarez, cred că o să avem câțiva super sub acolo. Așa n-arată foarte bine echipa. Superb, superb construit aici, facem 1-0. M-a prins, mă! Te rog, Messi. Te rog, dă-i gol și dă-mi gol. Ce am făcut lui Ramos acolo? Superb! Bine, Messi, că... Ce m-a prins până la urmă, băi? Două șuturi, două goluri, asta e. Bine, mă, bine, mă! N-a sărit mingea la el, nu se poate, frate, să sară mingea așa. Neymar, mă, mai zi ceva de Neymar, mai zi ceva de Neymar. Câștigă meciul. Ce goluri, frate, golul a treia lui, foarte ciudat. Marea finală împotriva unui 4-5-1, n-am jucat foarte des împotriva acestei formații, o formație de posesie, 4 Aikenuri, Zanetti, Kuman, Pirlo și Hagi, Aubameyang, Bernardo Silva, șmecherie. Nu mă așteptam să intre de acolo, nu știu de ce. Egalăm, mă, bolorul în fața portarului și egalăm. Aia e, haide băieți! Perfect gândită! L-am făcălit pe lateral acolo. M-am întors. Și Romero nu iese. Pogbi cu golul, Pogbi cu golul, 3-2. Nu știu dacă e offside, nu e offside, fii atent că nu e offside și 4-2. Ia vezi Messi, hai Messi. Messi 5-2, n-are ce să mai întâmple. Poate să-mi pice netul, frate. Dar nu mai putem, cred eu, să pierdem acest draft. Fluier final! Nu-mi vine să cred, 8 drafturi câștigate la rând. La început de joc niciodată n-am câștigat așa. Pe parcursul jocului, după aceea, după ce mă adaptam mai mult la el și îl învățam mai bine, da. Schimb, la început de joc niciodată n-am câștigat atât de multe drafturi la rând. Până acum, e bine, toate au început. 32 de victorii, 0 egaluri, 0 înfrângeri. Hai să vedem premiul Rare Gold Pack, Premium Gold Pack, Rare Gold Pack. Bineînțeles, Premium Gold Pack este primul. Avem câteva drafturi de când n-am mai picat nimic. Nu ne-am mai picat nimic de câteva drafturi, chicos. Și nici acum ne pică baca. Primitem tot un club, ăsta e de discard. Acum avem Rare Gold Pack-uri. 12 itemuri, 12 gold, 12 rare. Porterel, Rui Patricio, i-am dat skip. Măcar era Bordeaun, Rui Patricio, nimic deosebit. Nu știu, sincer vă spun că nu știu dacă facem coinsurile 15k pentru un draft cum ar veni. Și acum ne pică mijloca central ofensiv Pozuelo, oricum avem destul coins în club, în jucătorii pe care i-am primit în pachetele trecute, însă, da, nu prea ne-a picat ce trebuie, one loan pack. Pozuelo, stai mă că poate nu-i discard, stai să-l trec acolo pe aia.
Și loan pe acolo. A, mă, să deschid și loan pack-ul ăla. Vedem ce pică în el. Loan pack. 7 meciuri. Cine pică? CDM Matici. Nu, mersi, vă pup. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Dacă respectați. Dacă vă place că am ajuns atât de departe la 8 victorii din 8 la început de draft în FIFA 20. Vă pupoviți, ne vedem la data viitoare. Pa, pa.